Doamna Rizescu, strada Parfumului 114 bis, mă duce la cunoștință că ieri după amiază între 7 și 9, pe când se afla în vizită la o prietenă, cineva a pătruns în locuința dânsei și a furat cățelul. Cățel de ras? Nu, dar ține de urât, doamne Rizescu. Doriți o scenă tragică, o scenă comică sau o scenă de amor? Cum ordonați? Scena 4250. Știu și jiu-jitsu. Când ai învățat, mă, jiu-jitsu? E, știe de toate. Vă rog să-l iertați, domnul capitan, dar încă nu s-a obișnuit cu Bucureștiul, știți? Îl văd, trage la munte. Carpalete! Ce cauți acolo? Dă-te jos, domne! Te cheamă domnul capitan! Ion Marin Petrache. Cu ce vă ocupați dumneavoastră? Sunt șef de raion la magazinul Victoria. De când? Păi, 5, de aproape 6 ani. Lucrez la raionul confecției, înainte am lucrat la încălțăminte. Mă cunoaște tovarășul colonel Anastasie Marin. Sau dacă doriți, puteți cere relații la magazin. Tovarășii Petrache, după cum mărniți, probabil e vorba de confuzie. Nu pe dumneavoastră vă urmări, poftiți. Domnule capitan, aici a fost camera soțului meu. A fost un mare colecționar de obiecte de artă. Da, se vede. Toată casa este un muzeu. Mas. Aceasta este colecția de măști. Dă-te la poftiți să vedeți și în celelalte camere. Stai, bătaie. Aveți să intrăm în sute? Vă știți că prinde și 180. Dar să vedeți cum. I-am pus carburator special, bujii noi, o pompă de benzină, invenție personală. Așa că prinde și 180. Consumă? 28 de litri la 100. Nu-i cam mult? Da, dar asta în viteză maximă și să știți că merită. Merită că-i să nu venim, dar ce să nu merite? Ce faci aici, tovarășe? Sunt cam bon lap și am ieșit puțin la aer. Deranjem? Nu. Bună ziua. Bună ziua. Luați loc, vă rog. Din perciuni puteți lua. Îmi lăsați sus. Știți, șampon aveți? Tunde. Lubiniță. Lubiniță. Vai, fănică, dragul. Lubina mea. Vai, fănică, în ce hal ești? Ce hal sunt, drag? Nu știu, tu mă vezi pe mine așa într-un hal fără de hal. Vai, fănică, de ce te uiți așa la mine? Mă uit, drag. Eu nu știu cum vezi tu că mă uit. Mă uit pentru că... Tu ești liber, ești frumoasă. Arăți bine. Stai acasă și eu. Sunt aici. Și sunt așa cum sunt. Că vine să... Doamnă, ce aveți aici? Ce-ai făcut, drag? Aoleu, curent, vor carbonizat, mamă! Da? Vă rog să mă iertați că am intrat așa fără să... Păi dumneata nu știi să citești. Ce scrie pe ușă? Lucrări cu publicul după ora 12. Ascultă-mă pe mine. Steaua câștigă. Dinamo va câștiga campion. Hai să vezi. Da, ta ești bine. Și ce dacă câștigă? Nu pot să-mi dau o părere? Steaua va câștiga la sigur. N-are cum să câștigă.